Mare, nu erai prietenă cu Bianca? Dar nu suntem prieteni, doar ne înțelegem. Atât eu că nu am nicio prietenă aici. Nici cu Dea nu e prietenă. Și dar și-am zis, dacă... Dacă acum nu iau apărarea Bianca, înseamnă că nu are dreptate. Normal, trebuie să dau dreptate de fiecare dată Bianca ca să le arăt lor că Bianca este prietena mea. Dar de când s-a întors? A zis Mari că e prietenă cu Bianca și Bianca... Am zis eu vreodată? N-am zis că suntem prieteni. Bianca au nu avea pe nimeni să... Nu, gata, asta ce înseamnă? Că ne înțelegem, că ne înțelegem. Băi, deci a făcut așa, Bianca nu avea pe nimeni să ia apărarea și ea nu avea cu cine să stai. Dar eu ne-am zis că dacă o demachiezi pe Bianca și dai părul jos din cap extensiile, nu se mai uită niciun băiat la ea. Simina. Eu și Roxana am... Da, mă, dar Simina a mai zis chestiile astea. Adică da, Simina, dar tu crezi că nu recunoște. Simina a făcut tot. Mă lasă nici să răspund că m-am gândit dacă eu am zis prima sau nu ea. Simina. Păi, tu știu că nu prea ți-a ce aminte. Bă, dar și eu am zis de mica, frate, că avem și eu. Păi da, dar mă gândesc dacă am zis eu prima. Dar nu bază mie. Dar nici mic, dacă eu vreau să zic ceva. Eu am zis ce văd eu, frate, și opinia mea și mă zic până la capăt, da? Nu mă cred femeia frumuseții, regina ce sunt eu. Dar am zis că mie nu-mi place. Nu, părerea mea, nu-mi place mie părerea asta de machiată. Chiar dacă nu e urât, se simte urât și complexat. Hai mă, lasă-mă tu frumuseția pădurii. E frumoasă, eu ca băiat zic că e frumoasă. Da, mă, îți place ție, da, îți place, da. Da, nu e mă lăsați că aspectul e fizic. Și alții vorbesc despre mine și mă bârfesc și credinții cu Cătălin. Momentul în care te iei pe un om după cum arată, ești nașpa. Ce ai zis, mă? Ești nașpa. Da, mă, bravo mie că sunt nașpa. După mă simt bine nașpa așa, mă. Da, eu mă simt bine nașpa așa. Nu, nașpa așa. Noi ne certăm din cauza ei, mă, că din cauza ei ne certăm noi acum, să știi și tu, da? Și anul ia și ce face, mă, Ariel la 2. Aia o aduc în discuție. Aruncă bomba, o las așa și fraierii vin să mănâncă trei pentru asta, mă, înțelegi? Asta se întâmplă, ca să știi. Că ea nu e în stare să vorbească. Ea nu zice mica, ta. Uite, au. Și aveți, nu sunteți nebuni. Și când e vorba de asta, ce face? Pasta nu o vede. Pasta, deci pasta nu o vede când mă ia și mă face terferență și mă vede doar pe mine când o fac și zic că e urâtă nemachiată. Dai seama? Ia vedeți pe fiecare ce vorbiți. Nu mai mă las doar pe mine. Ascultă, pe mine mă deranjează când zici de fizic și de bani. Că pe mine nu mă deranjează, mă? Mă, pe mine mă deranjează când zic toți că arăt nu știu cum, că sunt frumoasă la corp, nu știu cum, că n-apăr în cap, că nu știu ce. Tu știi cum ar trebui să fiu dacă m-a făcut așa, așa trebuie să fiu aici. Roxana, 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 dar știi de cine a zis? Nu, de ce spuneți voi, nu voi. Auzi, Roxana, dar știi de cine a zis că stai cu Iancu pentru bani? Înseamnă că nici nu ai bani, înseamnă că tot săracă te-a făcut, nu? Lasă-mă, că nu-mi pasă mie ce zice asta despre mine, nu-mi pasă nimeni despre mine. Păi vezi, el ia apărarea, dar și ea zice. Dacă ea are încredere în ea și nu-i pasă ce... Păi nu, dar Jodor zice că noi zicem ei, dar ea nu zice, dar bă, da, zice și ea. Aude că fata asta e depresie din cauza mea, că a făcut o cheală și că i-a făcut nu știu ce. Serios? Pe câte comentarii și câte primește stata pe telefon în fiecare zi? Ar trebui să fie, știi cum? Păi seara că doar... Eu sunt cea mai... Eu am greșit cea mai mult, nu stau cu gănuzele. Eu am fost singura din tot universul ăsta care a făcut-o pe ea să iei depresie. Dar eu cred că s-a obișnuit Bianca la cât păi tocmai am spus că se adună la un moment dat. Mare da, eu am fost picătura care a umplut paharul. Scuză-mă pe mine. Hai bă, da, zici eu că s-a umplut paharul. Asta de înțeles în momentul în care taci și nu dai din gurița. Asta de înțeles. Dar cine a vorbit despre tine? Bine, te-a băgat cineva în seamă? Du-te, mă, fată. Păi te-am băgat pe tine în seamă? Du-te, mă, fată. Era subiectul meu și al lui Mare. Bine, hai, treci peste. Păi și atunci? La revedere. Voi totuși n-aveați nicio problemă până la Iancu. Da, fix de ea cum am certat eu acum. Așa e. De pedeapsă că n-a fost rezultată prima pedeapsă, de asta m-am certat. Pentru că n-a făcut-o pe prima, da? Și a venit cu două rezerve. Poftim? Ce vine are Bianca? Ce vine are Bianca? Nu are Bianca, eu am certat de la aspectul fizic cu Bianca, da, nu de la ea. Din subiectul auzi, ăsta. Jador, ce ți-a zis ție Bianca după ce auzi că îi dai pedeapsă să stea cu Iancu? Ce? Ce ți-a zis ție Bianca de ce a să taci? Stai că a uitat. Ce ți-a zis ție Bianca când a spus? Hai mă, ce știi tu? Și ce-a făcut rău? Da, da. A venit bine, i-am zis, Biencuță. I-am zis, Biencuță, te pun cu iubitul tău legat. Hai zis, dă-mă duce la Iancu. Ce-a zis? S-a dus repede, la geantă. Stă bine, sunt frumoasă, da, hai. Da, Mari, asta-i frumos. Dacă îi place, ce se... La pas, și el fiecare dată în pauză dă cu patru. Nu se dă cu patru. Dar n-au să mai explicat pe Jador, ce-a zis. Nu ți-am nimeni dreptul de a... Dar lasă gata, dracu, ce nu te-a zis. Dar îi place de el. Păi asta zic, dar nu zice. Da, nu v-am... Sunt unii oameni aici în casă, când chiar dacă îți place de cineva, o dă în extrema cealaltă și nu e ok. De exemplu, madame. Madame la plan. De ea? Da. Cu ce-a făcut? Ce-a făcut? Adică a venit Beni cu Acadică. Ce a luat el? Păpușă. Păpușă și păpușa, o Acadea. Foarte frumos. O Acadea cu păpușă lipită și pe o gumă, dacă el a luat tot era bine. Eu s-a dus la ea și i-am zis, măi, de-aia, lasă-i oamenii în pace. Nu că mă duc peste ei, nu că mă duc peste ei. Dar n-am zis că adică e ca și cum ar fi avut o relație și... Nu, n-am înțeles dreapta. Puterea dragostei. Mă duc să-i fur Acadea? Sau să arate puterea dragostei, da. Bine că n-am zis altceva. Hai mă, că avea dreptul să intre.
Gen... Avea, păi toți avem dreptul, dar depinde dacă dacă avem bun simț sau nu. Dacă îi place de el, luptă și ea pentru el. Da. Dar nu înțeleg de ce mă judești tu pe mine, Jador, când ar trebui să te uiți în grădina ta, cum tu intri și intervii peste alții care deja au cuplu solid și format. Deci nu mă judeca. Eu nu am nu mă judeca că nu ești în măsură să mă judeci. Tocmai, tocmai, o zis că n-ai dreptul, îți place băiatul. Eu mi-am exprimat sentimentele niciodată. S-a părut reacția exagerată. Ales cu, eu ales cu Simina și m-am dus pe tine, m-am pus în mare. Dar genul e normal, că dacă îți place... Nu are nicio legătură. Nu mai am și respect față de mine. S-a referit doar la altceva, la faptul că gen Benny a spus că el vrea să fie cu Mari și că și e așa, și tu ai tot insistat să te bagi da, între ei. Da, m-am dus în grădină să-l sărut pe Benny. M-am dus pentru că mi-am amintit de un o persoană dragă, de Bogdan, când cobora și el cu plăsuțele pe scări. Îi place de Bogdan, nici de Bobicioiu nu-i place. Nu-i mai place de Bogdan. Ai fost o persoană dragă, nu ai tu de unde să știi. Ai zis că vii pentru Hamude? Băi, n-ai tu de unde să știi ce relație între mine și Bogdan acum. Îi place de Benny, de Bobi, nu de fapt de Bogdan. Eu cred că Berna și cu ea se potrivesc. Luați-vă de mână. Nu, 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 tu te potrivești cel mai bine cu Berna, sincer. Și văd că nu faci nimic în sensul ăsta. De ce? De ce se potrivește cel mai bine? Care au hotel în inimă, unde probabil. Păi pe cine are el în inimă? De ea. Pe cine are el în inimă? Cine, Jador? Da. Pe nimeni. Pe Simina. Pe Simina? Da. Ce? Are hotel, dar are cameri goale. Cred. Simina este un cârlig. El se agață de acest cârlig. Pur și simplu, asta e părerea mea. Asta crezi tu? Asta cred eu, da. Simplu. Cârlig. Dumneavoastră știți mai bine. La sfârșitul acestei competiții, la sfârșitul acestui sezon, o să-mi dați voie, cei care au vorbit cu mine în particular, să spun tot ce ați vorbit cu mine. Dar eu vă rog acum să spuneți. Acum. Acum, puteți să de Bianca. Puteți să spuneți acum, vă rog. Nu mă ascund cu nimic. Sunt transparent, vă rog. Dacă e cazul. Dacă considerați asta de cazul. Deci, părerea mea, dacă asta e? Tu n-ai nu. Doamna Andreea știe mai bine. Dar n-are ce demonstrezi tu, Andrei. Dar n-am ce să demonstrez de eu. Da, nu vreau să demonstrez absolut nimic. Vreau doar să... Mi-am format și eu o părere. Mi-aș dori foarte mult ca toți cei care vorbesc cu mine în particular și îmi spun anumite lucruri, să aibă curajul să facă acele lucruri sau să spun acele lucruri și aici în emisiune ca să se înțeleagă puterea dragostei. Pentru că voi o aveți în voi. Și felul în care voi iubiți sau felul în care voi vă îndrăgostiți este superb. Așa arată iubirea, așa arată felul în care tu te îndrăgostești, așa arată acest îndrăgostit. Atunci când noi ne îndrăgostim, noi oamenii, cei care ne privesc atunci când se îndrăgostesc, exact așa se îndrăgostesc și ei. La fel. Nu am avut curajul, doamna, să spun multe chestii, pentru că, nu știu, mi-e rușine. Preferați să veniți aici și să arătați alte lucruri și să țineți în voi toată suferința, toate trăirile, toți fluturașii, toate visele, toate zâmbetele, le țineți în voi. Și e dureros că faceți asta. Mi-aș dori enorm să le aduceți aici, în fața camerelor. Suntem siguri pe ceea ce avem, această viață, asta pe care o trăim acum. Dacă tu nu ești fericit acum, ce aștepți? Când faceți ceea ce simțiți? Oamenii ăștia nu sunt căsătoriți, nu au copii. Puteți să luptați pentru ceea ce vă doriți și pentru cine vă doriți. Nu vă judecă nimeni, nu vă interesează pe voi cine vă judecă. Nimeni nu este fără de păcat. Absolut nimeni. Nimeni! Ne-am născut cu păcat. Vreau să faceți ceea ce simțiți, vă rog. Ar fi păcat să nu faceți asta. Hai să trecem și la favoriți, vă rog. Căci văd că aveți foarte multe subiecte pe care mi-aș dori să le dezvoltăm în gală. Dacă se poate. Să fiți activ și în gală. O să vă spun cele mai votate 3 fete din această săptămână și cei mai votați 3 băieți din această săptămână. Ordinea nu este aceasta. Și bucurați-vă de aceste momente, căci în curând va fi doar pentru cupluri. Bun. Cele mai votate 3 fete din această săptămână sunt... Simina, felicitări! Rox.
Roxana. Mi-am dat seama. Scuze. Te aplaudă, Simina. Greșeală. Ce onoare, zici tu. Cer iertare. Păi și-a aplaudat. Ne-ai trădat. Nu ți-a dat seama. Da. Aplaudat-o. A aplaudat și Bianca.